Dragii mei, bună ziua din nou de pe Cetățuie de la Cluj. În orice relație intra, tu de fapt intri cu acceptul tău, da? Și intrând în relație și tu poți influența pe celălalt, pe cel cu care ai intrat în relație și el pe tine. Deci cumva orice relație de fapt se bazează pe acceptul reciproc al fiecăruia de a relaționa cu celălalt, de a fi interferat, să spunem așa, nu? Și prin această acceptând să intri în relație cu cineva, tu, de fapt, e ca și cum dai permisiunea, acceptul celui entității, dacă e entitate umană, adică e un alt om, da? În acest joc al vieții, da? În care fiecare am preluat câte un avatar corporal, uman, da? Și ne jucăm unii cu alții, da? De fapt, totul e cu acceptul tău, faptul că accepti sau nu să intri în relație cu anumiți avatari corporali, da? Dacă tu nu-ți dai acceptul, vorba aia, nu poți fi interferat. Dar aici, pe asta se bazează și așa numitul pact original, da? Acea înșelăciune, da, pe care unele entități știu cum să facă să te păcălească ca tu să-ți dai acceptul să intri în relație cu ele. Te păcălesc că ai nevoie de ele, că ai nevoie de serviciile lor, că ai, da, așa e și cu oamenii, așa e și cu entitățile umane, așa e și cu orice alt fel de entități, să spunem, corporale, acorporale, da, care ne interferează, da, în acest joc al vieții, da. Deci, chiar și astea de gen religios, spirituale, că îngeri, demoni, arhangeli, tot felul de, da? Sunt tot felul de păcăleli și aici, da? Tot felul de astfel de entități care le putem privi din punct de vedere psihologic sau din punct de vedere religios sau din punct de vedere spiritual sau dintr-un punct mai adecvat, zic eu, din perspectiva asta a jocului vieții ca joc tip realitate virtuală, în care putem înțelege natura acestor entități este de aceeași natură cu acestor avatari corporali pe care i-am preluat noi în joc, care sunt creați de joc, există în joc, noi am intrat în joc preluând un astfel de avatar corporal, da? Care este de natura jocului, da? Deci avatarii corporali fac parte din joc, există mediul de joc, sunt dependenți de mediul de joc și așa mai departe, da? Face sens, da? Și atunci, orice apare în acest joc, dacă te poate interfera avatarul tău corporal, da? Face parte din joc și este, are o natură, de aceeași natură esențială, subtilă, cu cea avatarului tău corporal. Altfel n-ar putea să te interfereze, da? Există în joc. Că sunt plan mental, că poți să n-aibă corpuri fizice, dar te pot interfera pe plan mental, da? Emoțional, să exercite efecte asupra avatarului tău, interferatoare, prin faptul că tu, într-un fel sau altul, ai acceptat să intri în relație cu el fără să-ți dai seama, da? De multe ori inconștient, ai acceptat, totul se bazează de fapt pe acest accept și chiar asta ne arată chiar și hipnozele regresive, Malanga, Calogero, tot, da? Că noi, de fapt, am fost interferați cu acceptul nostru și de multe ori păcăliți, da? Nu ne-am dat seama, da? Cum am intrat în relație cu, la fel, cu oameni. Să zicem, oameni cu intenții, nu știu, malefice, intenții rele, hoți, de exemplu, sau, nu? Toate chiar și aceste entități umane, de fapt, au intrat cumva în relație cu tine și te-au putut interfera, au putut acționa asupra ta, pentru că tu, la un anumit nivel, mai mult sau mai puțin conștient, cumva ai acceptat să interferezi cu ei, da? Că i-ai atras în viața ta, că da, se poate privi sub diverse perspective, de legea atracției sau de alte perspective, da? Dar asta este esența. Deci asta este, cumva avem liberul arbitru. Asta constă, asta esența liberului arbitru. Nimeni nu te poate interfera, nimeni și nimic nu poate intra în viața ta fără acceptul tău.
Tu, într-o formă sau alta, mai de mult sau în copilărie, sau da, sunt multe cazuri când din copilărie, da, am fost interferați și anumite entități și ele rămân legate de noi toată viața, da? Până nu ne dăm seama, până nu asta și nu anulăm, să spunem, acest accept, până atunci ei au permisiunea și acceptul, nu, să te interfereze, au posibilitatea, așa, asta e ca o regulă de joc, jocului vieții, da? E ca o regulă de joc, totul se întâmplă, de fapt, cu acceptul tău. Tu ai acceptat să intri în acest joc al vieții și tot ce vine zilnic în atenția ta, tot ce te influențează, este, de fapt, cu acceptul tău.